România are una dintre cele mai restrictive legislații în ceea ce privește consumul de alcool în rândul șoferilor, însă apare o modificare în ceea ce privește șoferii cu alcoolemie mică. Dacă în urma verificării cu etilotestul s-a stabilit o concentrație alcoolică în aerul expirat cuprinsă între 0,1 și 0,10, au dreptul să solicite retestarea. Noile reguli adoptate de guvern privind sancționarea șoferilor băuți sau drogați au intrat în vigoare. De acum, șoferii cu alcoolemie mică pot cere retestarea, dar nu și efectuarea unei analize de sânge. În Monitorul Oficial au fost publicate cele două ordonanțe de guvern care aduc modificări importante în legea circulației. De exemplu, șoferii cu alcoolemie mică pot cere repetarea testului după un anumit timp. În schimb, nu vor avea dreptul să facă analize de sânge. România are una dintre cele mai restrictive legislații în ceea ce privește consumul de alcool în rândul șoferilor. Atât vechea lege cât și noile reguli prevăd suspendarea permisului de conducere dacă testele indică prezența alcoolului în organism. Însă apare o modificare în ceea ce privește șoferii cu alcoolemie mică. Dacă în urma verificării cu etilotestul s-a stabilit o concentrație alcoolică în aerul expirat cuprinsă între 0,1 și 0,10, au dreptul să solicite retestarea. În această situație trebuie să aștepte 15 minute după care să sufle din nou un alcool test. Concentrația alcoolică rezultată în urma acestei a doua testări va fi cea oficială. Dacă în urma testării cu etilotestul rezultatul este 0, atunci șoferul este liber să plece. Dacă însă după cea de-a doua testare aparatul indică o alcoolemie între 0,1 și 0,10, șoferul va fi amendat și va avea permisul suspendat 3 luni. Noile reguli adoptate de guvern stabilesc faptul că șoferii care efectuează analize de sânge nu pot rămâne mai mult de 3 zile fără permis, relatează realitatea.net.